Bună seara și bine ne-am regăsit la NCN. Sunt Victor Lungu. O să discutăm în această seară despre o problemă din multiplele noastre probleme pe care le ținem ascunse sub preș, de data aceasta despre droguri, că știți, la noi problemele cu droguri nu există, deși umblă, din păcate, prea mulți tineri pe stradă de zici că-s zombificați. Autoritățile neagă că ar avea o problemă, deși, uite-te, de o lună de zile, Direcția de Infracționalitate, DICOT, găsește și tot arestează pe câte unul, pe câte altul. Ca să vedeți cât este de important ceea ce o să discutăm noi, împreună cu invitatul din această seară, domnul Luca Vincenzi. Bună seara, bună seara, bine ați venit! Bună seara. Am să-i rog pe colegi, înainte să ne dea un mic filmuleț de prezentare a problemei. Drogurile îi lipsesc pe copiii noștri de propriul viitor. În lume, la fiecare 12 secunde, un copil de vârstă școlară experimentează drogurile pentru prima dată. Un adolescent din 3 întâlnește traficanții de droguri pe teritoriul școlar. Traficanții nu au scrupule, utilizează adolescenți de vârsta voastră pentru a vinde droguri. Ei vi le dau ca să le încercați. La început, vi le fac cadou. Apoi, nu veți mai putea trăi fără ele. Când veți fi dependenți, veți merge voi la traficanți pentru a vă procura drogurile. Vor fi amabili, vă vor face credit, dar apoi vă vor obliga să lucrați pentru ei, pentru banda lor, pentru organizația lor. În spatele drogurilor sunt persoane fără scrupule, organizații structurate și criminale. Veți fi amenințați, bătuți pentru a le transporta și vinde, pentru a vă risca viața și libertatea. Spuneți nu drogurilor! Sociologul criminolog Luca Vincenzi se află în aceste zile la Cluj, unde a avut întâlniri la cele două centre care aparțin de Direcția de Asistență Socială și Minor și la Turda, unde a vorbit elevilor de la cele două licee ce țin de Centrul Social de Urgență. Italianul Luca Vincenzi a devenit cunoscut în România după ce și-a lansat cartea Bandele de Stradă, o carte document, o monografie de criminologie, un studiu la care autorul a lucrat 7 ani de zile. A studiat bandele de cartier din Genova, le-a urmărit mișcările infiltrându-se între ele. Astfel a reușit să le descifreze codurile, pe unii dintre ei a reușit să intervieveze. S-a luptat să demonstreze că aceste bande există, că se dezvoltă de la an la an și că au propriile reguli. Luca Vincenzi ne vorbește despre valori, norme, mentalitate, despre modul în care sunt botezați cei noi intrați în bandă, despre abuzul sexual la care sunt supuse femeile, despre veterani și modul în care aceștia se comportă în închisoare. Sociologul criminolog Luca Vincenzi a început o campanie în școli pe tema bandelor și drogurilor. Acesta a demarat acest program la Arad, împreună cu Inspectoratul Județean de Poliție. L-a continuat la Oradea și București, acum este la Cluj. Este o campanie de conștientizare a tinerilor cu privire la pericolele la care sunt expuși dacă aleg calea drogurilor, a alcoolului sau a intrării într-un anturaj care se ocupă cu infracțiuni. Sociologul le vorbește elevilor despre pericolul drogurilor, despre scopul celor care doresc să-i racoleze într-o grupare, promițându-le bani sau putere și apoi îi abandonează. Luca le vorbește elevilor ca un prieten și ca un părinte. Pe lângă elevii din școli, Luca le-a vorbit și copiilor instituționalizați sau celor care au suferit un abuz. Le vorbește copiilor instituționalizați, deoarece sunt țintele cele mai ușoare în cazurile despre care vom discuta. Bună seara! Bună seara din nou! Din nou! Domnul Vincenzi, aceste bande despre care spuneți că v-ați infiltrat între ele, sunt în Italia, nu sunt în România. Da. Există modus operandi? Forme cel mai structurate, adică aia care respectă tot partner, elementii, sunt chiar în SUA, în Italia și în Sud America. Dar în România sunt alte forme mai fluide, adică claduri. Asta sigur nu e o noutate. Ce schimbă? Deci nu e bandă, e clan. Exact. Ce schimbă? Schimbă capacità, rituali,
Sigur, în România acum nu, nu s-a demonstrat că există rituali de, de intrare într-o bandă, de botezi. Dar cât știe noi, bandă și aici are același finalitate. Adică se ocupa cu trafic de droguri, cu exploatare de oameni și cu trafic de droguri. Asta e cel mai periculos aspect, pentru că vittime dirette, când am văzut înainte filmulețul respectiv, nu uitam că copii aia sunt vittime, vittime de vinovate, care e oferită droguri în schimb de anumite prestare, de anumite servicii. Care sunt? Să ascunde un pachet, să ascunde o armă, silențiu, transport de o parte o altă. Da, asta se întâmplă. Atunci dacă căutăm un paralelism, că nu e un paralelism naiv, e gândit, între bandele din Italia și bandele din România, aflam că sunt niște similitudini și există și poliția che lupta împotriva dei fatti asta, noi speriamo che non aggiunga niciodată la capacità care sunt așa structurate cum sunt în Italia. Deci, acum, aceste genuri, bandă și clan, pentru a intra într-o bandă sau într-un clan, ce anume trebuie? În afară de dorința de a intra. Sunt diferite modalități. Și în primul rând, de ce ai vrea să intri într-un clan? Exact. Sunt diferite modalități, sunt diferite situații. Este vorba de educație, în primul rând. Da, în primul rând, evident că copii unde are amortizatori sociali și familiari nu caută intrare într-o bandă. Adică, bande profită de slăbiciune, de capacitate, de necapacità di sopravvivere le famiglie, se si appropria di viazze loro, pentru che după aia è vorba di asta, la? Adică, fatto che liste copii sunt obbligati, sau invitati, la liste parti, sau să ascunde liste arme, trasporto di droghi, è evidente che este o acțiune și o retrazione din parte di aia din vasta respectivă și spatele lor ce mai mari. Adică vorbim de organizațiune bine structurată, cu niște nivelli, cu niște ierarhie, o ierarhie de comand. Asta. Dar știți, în Italia sau în general, când vorbim despre clanul sau despre da. Bandele italiene sau clanurile noastre, foarte multă structură socială, sociologică în ele este această lipsă de educație sau nivelul de jos al nivelului de trai, ca să spun așa. Da, dar există. Consumatorii noștri de droguri, din păcate, în cel puțin noi avem destui în Cluj, despre care știm foarte clar că la nivelul de droguri scumpe ca, sau elaborate, sunt copii de beizadele, cum le spunem noi. Deci, adică, oameni, copii plictisiți, copii bogați, așa. Copii scăpați din mână de către părinții lor. Ideea e următoarea. La amândoi situațiile, unde sunt copii de bani gata, așa se zice, așa, da? Așa, da. Beizadele, cum sau sunt copii de bani negata, adică că nu are, care sunt copii de bani negati, că nu da, are bani. Exact, da. Atunci nu au bani. Cauze sunt foarte similare. E abandon sufletesc, care vorbim noi. Abandon familiar, lipsa de iubire, lipsa de atenție. Între cauze, cel mai mare raport, importanță, sunt acțiuni care face familia în relația cu copiii lor. Dacă copilul sunt lăsati tot ziua cu bunica, nu putem să crede că bunica educa. Bunica nu educa pe nimeni. Bunica la sfateză. Bunica oferă iubire. Dar la un moment dat, dacă orice om care are un copil știe că nu se poate locui o mami cu o bunica, un tati cu un bunic. Familia trebuie să facă, să abia un rol principal de educație și când se uită, sunt alte spoturi, am văzut un spot înainte, spot care am văzut acum era un spot ligat la un copil și nu se înțelegea situația familiară. Copiii noștri, eu vreau să folosesc cuvinta la plural, copiii noștri intră acasă și noi nu îl uităm în ochii lor. Dumneavoastră se uită în ochii mei. Înțelegeți? Da, da, da. Dar
poate eu mă duc acasă mea și nu mă uit la copilul meu cum m-a uitat dumneavoastră. Atunci, asta deja e o lipsă principală la nivel semiotic, la nivel semantic, dar e o lipsă mai mult la nivel afectiv. Și dacă și atunci vine banda și substituie... Banda, de fapt, a zis foarte bine. Cum se prezintă oamenii de la banda? Se prezintă ca o familie, o nouă familie, care înlocuiește lipsa de atenție din parte de familia originară. Și oferă și protecție. Așa. Protecție e un alt concept mai departe, care lo întâlnim mai mult în strada și scuola. Vorbim de niște cartieri, că există și în Cluj, nu vreau să fac nume de niciun cartier, pentru că dacă eu cunosc, nu, nu-i cunosc, dar dacă zic un nume de un cartier, etichetez oamenii și cartieri și nu place. Există niște oameni cartieri, și oameni peste tot. Exact. Există niște cartieri în Cluj unde există o mentalitate de stile masculin violent. Așa. Unde băieții se plimbă cu rottweiler, cu câini de orice genere, fără nicio siguranță. Sunt grupuri che non sono poate inca bande, infrazionali, ma sono gruppi di poveste, magari. Poveste loro sono poveste di superiorità, di barbazie, di lupta, da? Și copiii care se plimbă în cartierii asta, evident, sunt și ei martori de povestea asta. Așa naște o banda, să se ferească de alt grup, că la început poate să fie un grup normal, nu neapărat infracțional, dar după începe o poveste de infracțiuni. Moment dat că un grup agresionează pe altul, încapă într-o fracțiune, să se ferească de altul, să o bate pe alți băieți. Și după începe o superioritate de cartier, de stradă, de oraș și mai departe. Care e poziția de clanuri în fața de fenomeni asta? Strada e ca o radio, ca o mass media, trasmite pe frecvențe. La orecchie de oameni de clan există cineva che è un băiat ok. Acum o cheamă, atunci o cheamă la el. Ai la mine, de ce te bati în strada? Ce castig ai? Și ora coleste. Lui ia și deci asta pune, este modul de racolare. La exploatare, la muncă. Intră ghilimele. Trebuie să... Poliția din România, eu de multe ani în România, vreau să zic ceva, e foarte atentă la fenomenia asta. Există încă o România, România dezvoltă verso alte dinamiche globali, așa, dar există și o tradiție, che dumneavoastră sigur știe, de buni investigatori, de oameni capabili să află bine ce se întâmplă. Deci au avut un noroc, vă spun eu, da. Au avut un noroc deosebit cu faptul că a existat Ceaușescu și miliția și sectoristul. Asta, dar sigur, sectoristul are... de cartier este acea poliție de proximitate. Așa. El știa de noi la început că în Italia, voi aveți, figura asta exista da. Deja de mult timp. Dar să, fără că facem apologie de regimi trecuti sau prezenti, nu, Doamne, ferește, ideea e că noi avem oameni care în stradă știe cu cine vorbește, are niște referenti și imediat află fenomenii asta. Deja Poliția de București, la prevenire, 7-8 ani trecuti, era deja pe urma de forme elementari de asta de bande. De fapt, cartea a fost făcută cu premisa de... premisa de cartea asta a fost făcută de la Poliția de Prevenire. 7 ani trecuti, un fenomen destul de nou pentru el, aveam deja ochii pe nuclei embrionali la un nivel de cartier. De aia da, de care unde se acum. Dezvoltă, de unde se dezvoltă nucleele de... Ne interesa foarte mult privire din cartier, pentru că în privire de cartier sunt germi, sunt bazi de bande moderne și puteți să faceți și un exemplu, fără că facem politica, fapti aia de București, unde au fost implicati hooligans, de asta vorbesc și mă refer strict la asta, l'azione. Ideea următoare e că acolo se vedea niște dinamiche de cartier. Oamenii aia erau oameni de angajați de cineva. Eu ziua după noi am avut... știm despre galerii, așa le spunem, galerii de sportive și aceste galerii au o anumită, un așa. Anumit mod de a se lupta și de a lucra cu în zonă. Da, și sunt organizații pentru gen clanuri militar. Sunt manodopera. Exact. De fapt. Noi în Italia asta am avut, vă zic, până unde ne-am împins, cu povestea asta sunt foarte scurt,
Am avut un fenomen de G8 cu un omicid de stradă, la același dinamică de agresiune. Genuriot, da. Așa, Carlo Giuliani, a fost la același dinamică de agresiune, cum s-a întâmplat la voi în București. În sfârșit a murit omul care a agresionat poliția în Italia. Dar ideea e la același. După o anchetă de 2 ani de zile, s-a aflat că agresorii erano ultras platiti de anumite fațiuni curente politice. Nu vreau să intru mai adânc în asta, dar ideea că, de punct de vedere asta, erano interlopi platiti. La noi aveam situația alt tip de alt tip de infracționalitate, cea practicată de către... Asta e mai înaltă și e... De către hooligans. Asta e mai înaltă și e ridicată la control de alte situații mai delicate. Haideți să urmărim un mic filmuleț ca să vedem amploarea acestui fenomen al drogurilor, cât de jos începe să ajungă vârsta la care copiii sunt implicați în acest trafic și consum de droguri. Pe fumuri de la 13 ani, Agenția Națională Antidrog atrage atenția că debutul vârstei de consum a substanțelor psihoactive în rândul tinerilor a scăzut semnificativ. În plus, unele droguri se pot găsi foarte ușor. Chiar astăzi, 5 adolescente cu vârste cuprinse între 13 și 16 ani de la un centru de plasament din Iași au ajuns la spital după ce au consumat etnobotanice. Potrivit ultimelor date ale Agenției Naționale Antidrog, vârsta medie de consum a drogurilor este de 17,3 ani, iar vârsta de debut este de 13 ani. Potrivit rezultatelor, pe un eșantion reprezentativ de elevi cu vârsta de 16 ani, cel mai mare procent de adolescenți care au debutat în consum la vârsta de 13 ani sau mai devreme se înregistrează în cazul consumului de inhalante, 1,8% din totalul respondenților. Pe locul al doilea, la egalitate, se situează adolescenții care au debutat în consumul de cannabis, respectiv cei care au debutat la vârsta de 13 ani sau mai devreme în consumul de alcool cu pastile, 1,4%, iar pe locul al treilea se plasează debutul înainte de vârsta de 13 ani în consumul de noi substanțe psihoactive, 1,3%. Se arată într-un comunicat trimis de Agenția Națională Antidrog. Tragic este și faptul că tinerii găsesc prea ușor aceste substanțe. Astfel, tinerii cumpără cannabis sau noi substanțe psihoactive din locurile unde își petrec timpul liber, discoteci, baruri, cafenele, străzi și parcuri, dar chiar și de la școală sau de pe internet. Specialiștii atrag atenția și că cei mai mulți dintre copiii care ajung drogați la urgență au consumat noi substanțe psihoactive. În anul 2016, serviciile de tratament adresate consumatorilor de droguri au fost accesate de 329 de copii cu vârsta cuprinsă între 11 și 18 ani, reprezentând 9,3% din totalul persoanelor admise la tratament ca urmare a consumului de droguri. Cele mai multe urgențe medicale cauzate de consumul de droguri au fost atribuite consumului de noi substanțe psihoactive, 49% în cazul copiilor și 30% în cazul persoanelor cu vârsta peste 18 ani, mai anunță specialiștii antidrog. Cel mai mare nivel al consumului este înregistrat la cannabis, 8,1%. Urmează noile substanțe psihoactive cu 5,1%, solvenți, substanțe inhalante cu 3,6% și cocaină cu 3,3%. În ultimul an, Ziar de Cluj și NCN au prezentat 10 de filmulețe cu adolescenți clujeni înghesați de drogul zombie, o substanță nouă din categoria etnobotanicelor care a făcut ravagii prin liceele din întreg județul. Și avocatul poporului s-a sesizat din oficiu după publicarea unor imagini cu numeroși tineri surprinși prăbușiți pe străzile orașului Câmpia Turzii, tineri care s-ar fi aflat sub influența acestui drog. Am revenit în studio împreună cu interlocutorul din această seară, domnul Luca Vincenții. Deci, după cum vedeți, cifrele dezastrului, că nu le pot numi altfel. Da, cifrele aia sunt chiar credibili și hai să analizăm puțin doi dati, care sunt dati în maniera sintetică, dar se poate disgrega, adică se poate împărți. Consumul de cannabis rămâne la 5,6%, dacă amintesc bine. După, există consumul de substanțe inalanti. Și nu se vorbește de cocaina, dar mai mult, cred că în data aia se vorbește de nouă droghe sintetiche, foarte periculoase, făcute cu trave, de fapt, cu veleni, venin, făcut cu ceva de... care se găsește la supermarket. Nu știu dacă dumneavoastră deci, primit, dar este noastră, un alt filmuleț. Pe vremea noastră, când eram noi copii, ca să spun așa, pe vremea lui Ceaușescu, da. Erau acei copii numiți aurolaci, sau care aveau o pungă în care era prelandez. O substanță de asta prenadez. A fost înlocuit. Prenadez a scăzut. Deci alea sunt substanțe inhalante
care le poți găsi în comerț. Dacă noi ne uitam puțin orașe, la Cluj, la Timișoara, la București, nu mai vedem situația aia cu prelandeză, adică nu mai vedem Cluj. Găsesc altă. Dar nu mai vedem. Asta nu înseamnă că nu mai se drogheze. Bineînțeles că... Înseamnă, pentru că oamenii sunt tot timpul, se vede că cu capul în jos, evident, nu sunt fără consum de droguri. Dar a schimbat modalitatea și nouă sustanțe. Două sustanțe sunt foarte periculoase. Metamfetamine, din grec, mai tare amfetamine, sunt droga zombie. A fost făcute în stațiuni pentru că nu există, în momentul de față, vreau să zic, calitate de sociolog, punct de vedere meu, nu există un alarme, dar există o situație care trebuie să fie monitorată cu mare atenție, mai ales că producătorii de droga zombie producă în Republica Ceca și piața sunt droguri ieftine, se possono insediare pe piața ușor, adică pot să fie locuite, cocaina e foarte scumpă, piața de cocaina. Droghe asta sunt droghe sintetiche făcute cu lichide bateria, inalanti, aceton, orice genere di trava bagata înăuntru, cu effetti pentru fizic și organism terribili și irreversibili. Ați văzut câteva imagini, erau imagini luate din Cluj, da, cu copii și tineri prăbușiți de-a dreptul. Noi am fost, prefer să nu zic unde am fost azi, oricum într-o localitate, a zis și dumneavoastră, am făcut un'azione chiară in scuole și am informat despre pericolo asta, numai să citam crystal meth, che è sostanza care stie nume, stie molecola, metanfetamina. Dar crystal meth poate fie compusă și de alti produsi, che sunt sintetici și sunt in comerț in orice magazin. Produsii care le găsim acasă. Și atunci am informat copiii. Dar strămoșii noștri luau ciuperci din pădure, le inhalau și călăreau pe nori, ca să spun așa. Și date aia e preocupant pentru că a scăzut, poate, consumul, că a scăzut, s-a devenit un consum accesoriu, poate, de cannabis, dar sigur s-a ridicat consumul de substanțe care e ecstasy, și sostanze che in Romania sono chiamate etnobotanice, dar mai corretto chiamare droghe di sintesi, adica produce in laboratorio, nascute con un anomito obiettivo, in maniera precisa, dacă ne gândim la crystal meth, chiamat droga zombie sau droga cannibal, se poate și vorbi de asta, după aia, după effetti di droga, dar droghe asta sunt droghe făcute aici proprio in Est Europa și are o piața. Evident, oamenii care trafică droguri sunt interesați să penetre cu un preț mic. Da, și e piața sărăciei, ca să spun. Asta e o problemă. Vai locui drog și prelandez, că e o drogă letală, dar nu e letală așa ca crystal meth. Da. Efectele crystal meth sunt de 8-10 ore. Vreau să zic că ceva niște comportamenti, cum se recunoaște, sunt indicati comportamenti ca ipercipitazione, transpirare, vomit și efecti pe copii sunt dipendența imediată, adică de prima... Haideți să luăm publicitate, revenim la discuție, mai ales că avem o situație foarte ciudată în Cluj. Dumneavoastră ne spuneți că există acel drog numit zombie, autoritățile noastre neagă. Publicitate. A venit toamna, acoperă-mi umerii cu ceva. Orice piesă ai alege să fie pe gustul și măsura mea. De la sport la elegant, de la casual la non-conformist, la Vivo Cluj-Napoca stilul mă ajută să profit din plin de sezon. La Vivo Cluj-Napoca găsești inspirație în orice anotimp.
De centenar, clujenii se adună să celebreze memoria unui mare român, Iuliu Maniu. Personalitate proeminentă a istoriei românești, Maniu a căzut nedrept în uitare, însă nu e totul pierdut. Pe 27 octombrie, Clujul organizează concert caritabil Iuliu Maniu întoarcerea acasă pentru sprijinirea restaurării casei memoriale din Pădăcin, județul Sălaj. Și nu e un concert oarecare, îi vei putea asculta pe maestrul Grigore Leșe și pe membrii Coralei Regale Transilvane într-un spectacol pentru inimă și suflet. Cumpără și tu bilete pentru spectacolul din 27 octombrie online de pe platforma eventbook.ro sau de la Agenția Operei Naționale Române din Cluj și de la cinematograful Florin Piersic. Toți banii vor fi donați proiectului de restaurare. Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital. Un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital, doctor în frumusețe. Întotdeauna în vremurile tulburi, cei care câștigă sunt cei care au ales stabilitatea. VOS Logistics, lider în industria de transport și logistică în Europa, este o firmă stabilă și puternică. O firmă olandeză serioasă care caută angajați serioși și stabili în întreaga Românie. Nimeni nu știe când va veni criza din nou, dar noi știm că la precedenta criză, VOS Logistics a rămas în picioare ca o companie puternică și stabilă cu care îți poți face planuri până la finalul carierei. Dacă vrei să fii șofer de transport internațional într-o firmă serioasă, atunci hai să fim puternici împreună! Mariflor rămâne cel mai modern brand din Cluj și primul care lansează o aplicație de mobil special făcută pentru oamenii ocupați. Intră pe Google Play sau Apple Store, descarcă aplicația Mariflor și o să ai parte de surprize nebănuite. Oferte Mariflor cu reduceri la toate mezelurile noastre gustoase, rețete culinare inedite cu care să îți impresionezi prietenii, o harta magazinelor noastre ca să ne găsești mai ușor. Și asta nu e totul. Poți comanda prin aplicație toate produsele noastre, fie că e vorba de salam, cârnați, șunca, fumă specialități sau carne de vită și porc, dar și lapte și brânzeturi. Mariflor, măcelărie de bun gust. Dacă vrei să cumperi un apartament, la ce trebuie să fii atent? Constructorul să fie de încredere, să aibă un aspect modern și să fie de calitate construcția, să fie situat într-o zonă foarte bună a Clujului. Un apartament în ansamblul rezidențial Park Lake este alegerea optimă pentru tine și familia ta. Programează o întâlnire pentru viitoarea ta casă la numerele de telefon 0731 100 101, 0740 300 301 sau cere-ne detalii pe office@park-lake.ro. A revenit în studio împreună cu invitatul din această seară, domnul Luca Vincenții. Cum vă spuneam înainte de publicitate, Ziar de Cluj și NCN a avut o campanie astăvară prelungită spre a arăta că există această problemă a drogurilor la Cluj. Că există consum, că acest consum este vizibil pe străzi și am prezentat filmulețe, încă am și cerut populației să ne dea aceste filmulețe, am și răsplătit pe cei care ne-au dat aceste filmulețe, tocmai pentru a demonstra că există o problemă și că nouă ni se părea că autoritățile nu prea iau atitudine. În urma acestei campanii, la un moment dat, avocatul poporului s-a autosesizat. O să urmărim un filmuleț imediat, dar imediat după ce s-a autosesizat avocatul poporului, am primit și negarea care exista respectivul drog, cum l-am numit noi, zombie. De fapt, zombie se spunea de către consumatori.
Haideți să urmărim filmulețul cu Avocatul Poporului. Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în cazul tinerilor expuși la așa numitele droguri de mare risc, zombie, depistate în Turda și Câmpia Turzii. Sesizarea vizează posibila încălcarea unui articol din Constituție privind protecția copiilor și a tinerilor. Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu referitor la situația numeroși tineri surprinși prăbușiți pe străzile orașului Câmpia Turzii, județul Cluj, sub influența drogului zombie. Mass media a prezentat în 19 septembrie o situație alarmantă existentă la nivelul orașului Câmpia Turzii, județul Cluj, unde a pătruns în rândul tinerilor un drog de mare risc, denumit zombie. Imaginele surprinse arată mai mulți tineri care par a fi sub influența drogurilor și care zac prăbușiți pe trotuare și prin parcurile localității, tineri despre care presa relatează că au ajuns în cele din urmă în stare gravă la spital. Se arată în comunicatul acestei instituții. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate au declanșat o anchetă cu privire la această situație. În ultimul an, Ziar de Cluj și NCN au prezentat zeci de filmulețe cu adolescenți clujeni înghețați de drogul zombie, o substanță interzisă din categoria etnobotanicelor, care a făcut ravagii prin liceele din întreg județul. Deci cam asta este situația. Avocatul Poporului, cel care acum lipsește în concediu, s-a autosesizat. Dar de la Agenția Națională Antidrog am primit un comunicat a doua zi după ce am prezentat acest material, cum că, de fapt, zombie nu există. Este vorba de un drog care exista pe piață și nu e un drog nou. Bun, că nu e un drog nou, aș putea fi de acord. Bine, dar asta, noi am zis zombie pentru că așa se comportă. Cazul asta e foarte delicat. Azi am avut plăcere să stau de vorba direct cu direct interesate, adică cu primaria de Câmpia Turzii și cu primariul. Asta e situația aia de Câmpia Turzii puțin delicată. Adică examen toxicologic, am cerut dacă este examen toxicologic pentru să știe dacă era chiar vorba de droga zombie. Sau nu la cheamă așa, că e o etichetă. Dacă vorbim de asta, e crystal meth și metanfetamine. E, sintomii care are copia asta, evident că sunt sintomi gravi, sunt sintomi de intoxicare, vomit și... Nu ieșe în filmuleța asta, în sinceritate, agresivitate, că e tipică de crystal meth în calitate de metanfetamine, adică droguri folosite cu scop militar. Și apăreau liniștiți, da. Da. Aia pare mai mult, de punct de vedere meu, intoxicare de punct de vedere di altri tipi di sostanze care nu se poate dar zombie produce ocitație, aggressività, di asta è chiamata droga zombie și cannibal. Eventi violenti acolo non am văzut. Nu, nu, adevărul că nici noi n-am văzut violență, noi le-am zis zombie pentru că se deplasau dezarticulat și... Aia sunt efecte de droguri mai clasice, poți să abia dreptate cine a zis asta, fara campione toxicologic vorbim de puțin. Dar ideea e interesantă asta pentru că ceva am avut o răspunsă interesantă. Se spune că erano produsi combinati pentru că se găsește în magazin. Și droga crystal meth, che esce in cristal, è fabbricata con același criteri de trave produsi che si compra al magazzino, anzi già, liquidi batterie, sostanze inalanti, acetone, liquidi corrosivi. Si attuncia, non osservo male differenza, dal punto di vedere le prevenire azioni antidrog, esiste un problema che copil assuma sostanze che sono tossiche. De unde dorința asta de autodistrugere, că practic te autodistrugi? Simti că trăiește. Un copil vrea să simte că trăiește. Asta e unul de primi factori. Te ajungi să te bucuri că își aprinde o țigară, nu că... Simte că trăiește și ați face orice pentru să trăiește, să fie în grup. Atunci, acțiune care noi le redacționăm sunt mirate, cu una acțiune nu se poate, dar cu mai multe acțiuni se poate, se explicăm. Eu sunt tipic, îmi place să trăiesc la maxim. Dau cu bicicleta, îmi place să dau cu bicicleta, adrenalină găsesc și fără droguri. Exact. Dar dacă copiii asta vrea să trăiescă, hai să ne facem puțin examen de conștiință noi. Noi trebuie să educăm cum se trăiește. Evident că fiecare copil are un vis. Trebuie adică dacă e scos de pe asfalt, s-ar putea să-i salvezi? Fiecare copil care se drogează, deja de un an, doi ani, are un vis. Nu e vina el dacă nu știe ce vis are. Nu e vina el dacă el nu are cum să viseze. Ce scop avem? Ce rol avem noi adulti? Să li direcționăm cum dorim noi,
sau le aflam care e calea potrivită pentru lor. Eu zic la doua. Până când noi încercăm să avem control emoțional pe ei, nu merge. Copiii asta mai mult încearcă să iese din rânduri, să fie protagonisti de un moment lor. Sunt copii care poate sunt dotati la nivel fizic, să fie atleti, alții la nivel artistic, alții la nivel de scritori. Deci înțeleg că spuneți că societatea este cea care le pune frână. Și atunci ei găsesc acest debușeu în... Societatea zice că se poate tot, dar tot e interzis. Și dacă nu ai des pile, nu ajungi niciunde. Asta e ideea sintetică. Copiii știe asta. Copiii vrea să ieși în evidență. Dăm lor o posibilitate să ieși în evidență. Hai să li bagam la sport. Hai să li bagam la... să fie centri educativi unde chiar se poate exprima. Și familia la primul loc. Asta e evident. Familia trebuie să sprijeste copiii lor. Nu sunt... Când copiii ajunge în sistemul de stres sociali, asta e deja un rezultat de echilibru, să găsim un nou echilibru. Haideți să facem un exercițiu, să nu creadă lumea că numai discutăm. Facem un exercițiu și astăzi ați fost și ați vorbit în fața copiilor. Da. Să fiu eu copiii respectivi, cărora vreți să-mi spuneți ceva. Da. Așa cum v-am și prezentat la început, când am zis domnul Luca Vincenzi se adresează copiilor ca un părinte, ca un camarad, ca un coleg, ca un părinte. Cum trebuie să vorbesc? Un copil care nu s-a drogat niciodată? Pentru că asta e important. Sau un copil care s-a drogat și trebuie să înțeleagă că nu se drogează? De unde știți dumneavoastră cui vă adresați când se vă duceți? Vede. Anumite chestii se vede, se observă după interese de copii. Așa. Copii care nu s-a drogat niciodată se uită la mine ca un UFO, ca un extraterestre, și încearcă să învață de la mine o parte documentară. Cum niște copii care se uită deci acum... Deci ca la un telejurnal, ca la teleenciclopedia, ca la Discovery. Dumneavoastră cum ați imaginat că sunt 5-6 copii care s-au drogat acolo și se uită la noi? Asta e la același situație. Când copii a asumat droguri, nu se verifică situația asta. Acolo sunt 10 copii, 5 ieși de la ușa și închide canale comunicativ. Încă 5, nu te ia serios. Vorbește unul cu altul. Și noi trebuie să fie atenti la copii, aia că nu s-a drogat. Să le dăm mai multe motivații să nu se drogheze. Momentan renunțăm la aia 5 care a ieșit din ușa, evident. Dar avem 5 care sunt rămas aici. 5 asta, fiecare unul are un problemă de viață. Și noi, dacă dorim să le salvăm, trebuie că cineva le ascultă. Nu neapărat trebuie să fie eu, pot să fie și dumneavoastră, pot să fie și profesorii. Mai bine dacă ai familia. Unul nu are familia pentru că are părinții plecati în Austria. Altul are familia, dar e plin de bani, nu o bagă în seama. Fiecare lui are motivația respectivă să cerca eccitamentul asta. Eu le încerc să explic la copii să vorbește. La început să nu fie, să fie stăpani de viața lor. Adică să nu fie folosiți de alții. Tu vrei să faci ceva, gândește cu capul tău. Încearcă să fii stăpânul vieții ta. Adică ideea principală... E mai greu să greșești așa. Maturitate. Când noi vorbim de maturitate, toga purpuria, adică aia că se vorbea un timp în vechea Roma, când un om ajungea la maturitate, era nu mai o capacitate de alegere. De alegere care e traseu. Nu puteți să vi învățim copii că nu are părinții sau au părinții, nu bagă în semnă și el se drogează. Noi nu suntem responsabili, pentru că nu suntem familia, dar putem să le ajutăm, putem să le îndrumăm bine, cred. Deci, momentul în care identificăm un grup, că de fapt cred că nu întâmplător mi-a spus de 5 copii sau 6, sau... Așa. Ei deja se grupează, evident, în funcție de afinități. Pentru că, deja... conform la multe teorie sociologice, una de Mazza, noi încercăm să neutralizăm niște responsabilitate. De ce multe fapte, fracțiuni nu se face singuri, se face 3-4? Pentru că de punct de vedere psihologic credem că ne responsabilizăm unul cu altul și împartim responsabilità, împartim vine. Nu uitam că vorbim și de copii de 15 ani, că nu are des capacitatea să explică, esterilizeze tot.
Dacă dumneavoastră are ceva care nu e în regulă, și alții mă simt puțin așa. Explica orice genere de simptom care prezintă. Copiii nu are capacitatea asta, sunt eruptivi, sunt vulcanici și noi trebuie să citim după simptomatologia lor, după manifestare. Da, lumea uită capacitatea copiilor de a se grupa și de a-și crea, cum s-ar spune, societatea lor, gașca. Și poate exemplu cel mai bun ar fi acel Împărat al Muștelor, cartea aceea grozavă în care se arată foarte clar cum copii de 12-14 ani știu să-și creeze o societate cu demonii și cu zeii. Și aici discutăm... Dar copii știe că nu s-a creat niciodată societate de putere dacă nu era societate guerrieri, adică de oamenii care face război. Exact. Deci... Societatea comandată de copii, adică de 20-25 de ani, am fost o societate bazată pe ordine militare. Copiii asta nu vrea să se bazeze pe ordine militare, vrea să se bazeze deci pe administrație. Deci găștile nu sunt un fel de organizare militară. Aia da, dar eu zic la copii, e corect că voi face o gască, o gască bună. Face o gască bună. O gască care merge la pescuit, o gască care merge la meci. Aia nu este organizată militară. Posibil militar. Să nu mergi în galeria, să nu te bați cu nimeni, mergi cu oamenii liniștiți. Da, dar aia nu sunt organizați militar, nu? Da, de asta au un șef. Dar și responsabilitatea împărțită între toți la modul egal. De asta, fapte adolescența, de pubertate, fapte astea, sunt de normali că copiii se adună într-un loc, vorbește între ei, are idei împărțite și comuni. Problema e când mestecatura asta ajunge să îmbine mentalitatea asta cu infracțiuni. Atunci un mix exploziv, e vulcanic. Fac un exemplu, am fost un mare eveniment și am văzut, aici în România, am văzut multi copii. Erau toți diferiti, ragazzi îmbrăcați la fel, cu același etos, același spirit. Noi avem, tot noi umani, avem tendința să emulăm comportamentul de alții, dar pentru copii de 15 ani, să fie unul lângă altul, unul ca altul, unul pe toți, e tot. Pentru noi, care ne-am diferențiat în la varsa noastră, suntem protagonisti di esperienze nostre emozionali. Dumneavoastră nu le placea să fie ca mine și poate nici eu ca dumneavoastră, dar copii să fie împreună, să fie cu același idee, să împartim l'același viziune de societate, pentru ei e important. Dar trebuie să facă asta neapărat. Când întâlnește oamenii rei, viziune nu mai e aia de copii care nu face nici infracțiune. Devine copii de banda, devii copii infrattori, devii copii consumatori. Intră scuola, când sunt 3-4 che consuma, care è pericolo? Intră un'istituzione. Esempio, scuola. 4 consuma, altro offre e dice, ah, da tu non consumi, non esti nimeni. Condanna sociale asta pentru un copil che non ha in spate o situazione familiare stabile, de punct de vedere emotiv, emoțional, structurată, e o travă. El nu vrea să fie dat afară de grup, nu vrea un out-group, nu vrea să fie un outsider. Există o literatură americană, sociologică, despre outsider, că e imens. Marginalizat. E așa. El atunci, odată zice nu, doi ori zice nu, se găsește singur. Dar la care familia nu se găsește singur? Pentru că când copilul vine acasă și te uiți în ochii el, privești emoțiile care are. Este un spot che non so da acum dumneavoastră la disposizione di un copil che assume altra sostanza forte pericolosa, care a făcut și acțiune prevenire, vorbim de crack, adică cocaina amestecata cu alte sustanțe, deci mai ales bicarbonat și fumata. Este un spot unde un tati încearcă de comunicare cu un copil. Vezi că ceva nu e regulă, dar nu se uită în ochii el. Și dacă n-ai contactul vizual, se uită la el, intră acasă și gata. Nu caută. La momentul dat, copilul e coragios. El nu poate să aspecta că un copil ne înfrunta pe noi. Aspecta că un copil ne înfrunta pe noi. Asta dorim noi, că copiii vine la noi și dice, tati, eu am problema. Eu fumez crack. Așa dezvoltati noi suntem da, copiii noștri. Acela este momentul în care noi trebuie că de obicei orice părinte clachează. Da, nu, clachează și, pentru că noi, majoritatea dintre noi nu avem acest obicei de a încerca să ne rezolvăm problemele. Cum spuneam la începutul emisiunii, noi avem multe de discutat, din păcate timpul nostru a expirat și să-mi dați afară, cum s-ar zice, din emisiune, dar o să revenim cu o discuție ulterioară.
Noi ascundem sub preș aceste probleme și asta este problema. Primul lucru pe care trebuie să-l învățați este că nu există masă pe gratis, adică mic dejun pe gratis. Așa. Nu vă lăsați exploatați. Domnul Luca, eu vă mulțumesc. Un mic anunț, dacă se poate, vreau să mulțumesc Claudiu Ontaru, Poliția la Prevenire și toți oamenii care au colaborat cu mine pentru acțiunea asta și zic mersi și Poliția de Prevenire de București pentru premisa de carta asta. Și nu uitați, aceasta este cartea. În maniera deosebită, doamna Grațiela Vaduva. O seară bună tuturor, vă mulțumim că ne-ați urmărit. Mersi. Să fie totul bine până data viitoare. Bottega Italiana, cu cele două magazine din Julius Mall și Vivo, și-a câștigat deja reputația în rândul clujenilor drept cea mai bună destinație pentru amatorii de delicatese italiene. Bottega Italiana vă oferă o selecție a celor mai gustoase mezeluri, brânzeturi, paste, vinuri, dulciuri și specialități din cele mai celebre zone gastronomice ale Italiei, pentru ca dumneavoastră să dați un plus de gust și eleganță meselor servite în familie. Comandați și online pe www.bottegaitaliana.ro. Abia aștept să înceapă noul an școlar, să-mi iau și rechizite și penar. Însă cel mai cool, clar, ghiozdanul e, îl iau din cel mai tare loc din IPB. Oh la la, IPB, te ador! Să fii cool este ușor! Fii cool în noul an școlar cu ghiozdanele și rechizitele de la IPB. IPB, superstore de papeterie, cel mai mare din România, în Julius Mall și în Vivo Shopping Center. Magazinul Papionet din Julius Mall este una dintre cele mai frumoase afaceri din România. Alege din peste 900 de modele și culori de papioane, de la cele simple până la cele cu buline, pătrățele sau chiar papioane personalizate cu diferite teme. Papionet mai comercializează și cravate, batiste de buzunar, buton și pretele, pentru ca adevărații bărbați ai Clujului să se simtă răsfățați și prețuiți. Papionet. Fii diferit. Fă diferența! Bon Bon, cel mai frumos magazin de dulciuri din Cluj-Napoca și locul unde te vei răsfăța pe cinste. Dulciuri unicat, cadouri originale, servicii de tip candy bar, mărturii de nuntă sau botez, toate acestea le găsești la Bon Bon, magazinul dulciurilor de pe strada Roosevelt numărul 3 în piața muzeului. Bon Bon, magazinul tău de cadouri dulci. DV Interclinic este o clinică medicală privată de înaltă performanță, specializată în domeniul tratamentului varicelor și al bolilor hemoroidale. DV Interclinic are aparatură medicală ultramodernă, dar se bucură și de aportul medicului Dragoș Vălean, bine cunoscut pentru seriozitatea sa. Află detalii despre DV Interclinic la sediul din Tăietura Turcului numărul 2A4, apartament 17 sau pe www.dvinterclinic.ro. Dacă vrei să cumperi un apartament, la ce trebuie să fii atent? Constructorul să fie de încredere, să aibă un aspect modern și să fie de calitate construcția, să fie situat într-o zonă foarte bună a Clujului. Un apartament în ansamblul rezidențial Park Lake este alegerea optimă pentru tine și familia ta. Programează o întâlnire pentru viitoarea ta casă la numerele de telefon 0731 100 101, 0740 300 301 sau cere-ne detalii pe office@park-lake.ro.
Mariflor rămâne cel mai modern brand din Cluj și primul care lansează o aplicație de mobil special făcută pentru oamenii ocupați. Intră pe Google Play sau Apple Store, descarcă aplicația Mariflor și o să ai parte de surprize nebănuite. Oferte Mariflor cu reduceri la toate mezelurile noastre gustoase, rețete culinare inedite cu care să îți impresionezi prietenii, o harta magazinelor noastre ca să ne găsești mai ușor. Și asta nu e totul. Poți comanda prin aplicație toate produsele noastre, fie că e vorba de salam, cârnați, șunca, fumături, specialități sau carne de vită și porc, dar și lapte și brânzeturi. Mariflor, măcelărie de bun gust. Să fie gata și azi le aștept. Nu mai discut. Apeși un buton și un șofer partener ajunge la tine în câteva minute. Uber. Cel mai zen mod de a călători în siguranță prin oraș. Descarcă aplicația și începe să călătorești. Fără stres, fără cash. La o nouă ediție a emisiunii Doctor NCN. Invitatul meu de astăzi este medicul Serenela Șipoș. Bine v-am găsit! Bine ați venit la noi! Și povestim astăzi despre cancerul de sân. Până să ajungem la a vorbi efectiv despre boală, ne puteți oferi câteva date statistice? Care este rata de îmbolnăvire în România? În România, statisticile arată că în fiecare an se îmbolnăvesc de cancer de sân, adică sunt depistate cu cancer de sân, în jur de 7.000 de femei. Și acestea sunt doar datele despre femeile care sunt depistate și care ajung la un medic. Dar sunt femei care nu ajung la medic. Sunt femei care nu ajung la medic. Ce semne de întrebare ar trebui să le ridice femeilor? Cum își pot depista singure o problemă? S-a constatat că peste 90% dintre femei își depistează singure nodulii la sân. În același timp, atunci când un nodul este depistat de o pacientă, înseamnă că mai ales, deci peste 80% dintre ei sunt benigni și în general pacientele ajung la medic dacă simt ceva sau dacă le doare ceva. În același timp, este un număr mic de noduli care atunci când se palpează înseamnă că sunt suspecți de ceva și necesită investigații suplimentare, adică necesită ca pacienta respectivă să ajungă la un medic, dar 80% dintre ei sunt benigni, adică nu sunt suspecți de cancer. Bun. Știu că dumneavoastră recomandați o palpare lunară a sânului. O să vă rog să-mi spuneți în ce parte a ciclului menstrual este indicat să facem această palpare? Autopalparea este foarte importantă. Ar trebui făcută de fiecare femeie o dată pe lună după ce a trecut perioada menstruală. Aceasta se face în fața oglinzii și este o tehnică specială, nu este greu de învățat, dar este important ca femeia să știe cum să-și palpeze sânii. Practic, aceasta se face cu bustul dezgolit în fața oglinzii. Femeia prima dată se uită dacă sânii sunt de aceeași dimensiune, dacă au aceeași culoare, dacă pielea arată la fel, dacă sunt umflături, dacă se vede ceva în oglindă, apoi mâinile se pun în șolduri și se observă din nou dacă la suprafața sânului se vede ceva care nu este de la o lună la alta la fel.
Și apoi se face palparea efectivă, care poate să detecteze noduli sau poate să detecteze faptul că pielea este adâncită sau este ridicată de o formațiune. Aceasta trebuie făcută lunar, această autopalpare, și dacă s-ar face în primul rând autopalparea, s-ar descoperi mult mai multe leziuni și femeile și-ar pune semne de întrebare dacă este sau nu ceva în neregulă cu sânilor. Dar există și paciente care nu practic nu simt așa fără o autoexaminare, nu simt că e ceva în neregulă cu sânilor. Și atunci ajung în stadii mai avansate la medic cu noduli palpabili care nu dor. În primul rând, femeile ar trebui să înțeleagă că majoritatea cancerilor de sân nu dor. Este un singur cancer care doare, cancerul inflamator, și mai este încă o boală malignă a sânului, boala Paget, care iarăși are simptome mai zgomotoase și atunci se simte și doare. Dar majoritatea cancerilor nu dor. De aceea este foarte important screeningul senologic anual, care și în România se face prin mamografie, care este decontată de Casa de Asigurări pentru femeile peste 40 de ani. Deci când ajungem la vârsta de 40 de ani, și eu am 44 de ani, mulțumesc, și la 40 de ani mi-am făcut prima mamografie. S-a constatat că sânul meu are mai multă glandă mamară decât țesut adipos. Asta înseamnă că mamografia eu trebuie să mi-o repet la 2-3 ani, până la 50 de ani. Dacă femeia are sânul cu mai multă grăsime, deci este un sân adipos, atunci mamografia aceea trebuie făcută anual. Iar femeile care au sub 40 de ani au vreo metodă de screening? Screeningul la femeile sub 40 de ani se face prin ecografie, care este o metodă neiradiantă a sânului. Se poate face și la femeile care au sân sensibili sau care alăptează sau care sunt însărcinate sau care au un traumatism al sânului și practic sânul este foarte sensibil și dureros. Mamografia, în schimb, este o metodă care iradiază sânul, este o iradiere minimă, iar beneficiile unei mamografii făcute la intervale regulate practic descoperă foarte multe. Mamografia făcută la intervale regulate descoperă foarte multe leziuni pe care nu ai cum să le simți palpabil și practic le descoperă în stadii incipiente ale bolii, astfel încât pacienta să ajungă la un medic-oncolog și să își trateze acest nodul în 95% dintre cazuri fără consecințe majore. Deci dacă cancerul de sân este descoperit în stadii incipiente, stadiu 1, stadiu 2, stadiu 3A, atunci poate fi vindecabil. Practic nu se moare din cauza cancerului de sân. Se moare datorită complicațiilor care apar dacă el nu este descoperit la timp și dacă nu sunt luate niște măsuri. Deci, practic, pentru femeile sub 40 de ani este important să-și facă o ecografie anual, iar la femeile peste 40 de ani, controlul senologic implică mamografia plus sau minus ecografie, în funcție de tipul de sân pe care îl are femeia. Dacă la ecografie și la mamografie s-a găsit o formațiune suspectă mamo-ecografic, atunci următorul pas este punctia biopsie. Ce se observă în timpul unei puncții? Atunci când observăm ecografic un nodul, dacă femeia are peste 40 de ani și a făcut și mamografie și ecografie, dacă trebuie să-și facă o puncție biopsie mamară, puncția biopsie mamară este o metodă invazivă, adică se face cu un pistol special, cu niște ace speciale, cu care se prelevează țesut glandular din tumora respectivă și se analizează, se face un examen histopatologic ca să se vadă ce fel de celule sunt acolo, ca să știm ce facem cu cancerul respectiv mai departe. Sunt multe feluri de cancer și sunt multe feluri de celule care reacționează la medicație diferită. Și atunci medicul oncolog trebuie să știe ce fel de celule sunt acolo ca să știe ce tratament trebuie să administreze. Avantajul în clinica noastră este că avem medici oncologi
lângă noi și atunci când depistăm un nodul suspect și am făcut și ecografia, și mamografia, și punctia biopsie, atunci pacienta poate fi trimisă la medicul oncolog și de acolo mai departe el